Premierul interimar Aureliu Ciocoi spune că va face totul ca guvernul să funcționeze bine în interesul cetățenilor. Este prima declarație făcută după ce președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a fostului ministru de externe în această funcție. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ciocoi scrie că a acceptat propunerea președintelui, chiar dacă se află în autoizolare. Potrivit lui, Moldova trebuie să fie guvernată eficient, indiferent de situația politică și de perioada dificilă prin care trece. El a mai menționat că în scurt timp va informa opinia publică despre acțiunile imediate care vor fi întreprinse. Amintim că la sfârșitul lunii decembrie, Ion Chicu a anunțat demisia cabinetului de miniștri, iar ultima zi a lui 2020 a fost și ultima sa zi la guvern.